Nici un an fără intoxicații provocate de consumul de ciuperci. Odată cu începutul sezonului, pe trasee din țară apar vânzători ambulanți care vând ciuperci culese din pădure. Specialiștii ne avertizează că intoxicațiile cu ciuperci s-au înmulțit în ultima perioadă, iar o singură ciupercă otrăvitoare care s-a strecurat printre cele comestibile poate avea consecințe fatale. Pe traseul Chișinău-Leușeni, în apropierea satului Condrița, zilnic sunt zăriți vânzători ambulanți care au ieșit cu ciupercile pe marginea drumului. Deși au evitat să vorbească în fața camerei, aceștia spun că sunt pricepuți la speciile de ciuperci, iar cumpărătorilor nu le rămâne decât să îi creadă pe cuvânt. Sunt bune ciupercile. Da? Sunt. Este scurtie. Mai repede se fac și mai gustoase. Cum ele se verifică? O ce apă spune? Dacă iese minețește, el nu-i bun. N-am făcut niciodată. Dar în România se face un fel de salată, nu știu, marinată. Deci le spăl, le opăresc un pic și pe urmă le fac cu oțet, cu un pic de ulei, cu un pic de usturoi. Nu vă temeți din tot spații. Nu, astea nu, n-au ce, sunt tipice. Ne cunoaștem numai decât, numai diese mănânc. Toată viața mea eu numai diese, familia noastră numai diese. Specialiștii atenționează că recoltarea ciupercilor din pădure în mod neorganizat sau achiziționarea de la culegători care le comercializează în piețe implică riscuri importante asupra sănătății, deoarece își pot face apariția exemplarele din speciile de ciuperci otrăvitoare care generează intoxicații acute. Principalele simptome ale intoxicațiilor cu ciuperci otrăvitoare sunt voma, diareea, durerile de cap și amețelile. Ciupercile sunt alimente foarte specifice. Chiar dacă ciuperca este comestibilă, dar ea crește într-un sol care este contaminat cu diferite metale grele, cu diferite pesticide, erbicide, în aer se mai găsesc tot niște urme de metale grele, e ca bureta absorbe tot. Chiar la prelucrarea termică, toxinele acestea de ciuperci nu se distrug. În primele 9 luni din acest an au fost înregistrate 16 cazuri de intoxicație cu ciuperci, inclusiv 2 la copii. Agenția Națională pentru Sănătate Publică afirmă că oamenii au consumat ciuperci cumpărate în locuri neautorizate. În același timp, serviciul 112 anunță că de la începutul anului au fost înregistrate 115 apeluri privind cazuri de intoxicație cu ciuperci.